momentul în care el a forțat, practic, executarea manevrei de întoarcere, a fost surprins de către conducătorul de autobuz, încercând să evite lovirea laterală, a tras cât a putut în partea dreaptă și nenorocirea a fost ca în dreapta să fie și un stâlp. Dacă conducătorul auto nu făcea imprudența, nu executa la risc manevra, nu se întâmpla absolut nimic. Posibil, dacă cumva starea șoferului să fi fost una, să spunem, incorrectă, se putea întâmpla până atunci, pe parcursul traseului. Deci, excludem cazul că șoferul n-a fost pregătit sau a fost luat pe surprindere. Toate chestiile astea sunt, practic, într-o fracțiune de secundă când trebuie să iei decizia cea mai bună. Era singura variantă pentru a evita și a limita consecințele unui mare dezastru, pentru că dacă el nu vira dreapta și vira stânga, pe banda a doua veneau mașini care circulau cu viteză regulamentară, având verde la semafor, și a dat seama că ambuteiajul și coliziunile erau mult mai multe. A fost singura variantă de a trage cât mai mult pe dreapta, ca să asiguri și un confort și o siguranță călătorilor fiind luat prin surprindere. Deci, din punct de vedere al atitudinii și al comportamentului conducătorului de autobuz, au procedat în limită de forță majoră corect. Șoferul de autoturism a greșit neasigurându-se și nu știu ce au gândit. Posibil să primit un telefon, să primit o comandă, ori o neatenție. Conducătorii auto sunt instruiți lunar, trimestrial, de către conducerea unității, să poartă discuții după asemenea evenimente, să vedem unde s-a greșit, ce e bine de făcut și să nu se mai repete pe viitor. Șoferul și nu mai este recomandat, eu un paragraf în care se spune că este foarte bine de evitat chiar și gropi și obstacole, atât cât este permis prin partea dreaptă. Datorită faptului că dreapta fiind marginea, poate să fie acostamentul, bordura, pe când în partea stângă ori sunt mai multe benzi pe sens, ori sensul invers, pe contrasens, pentru a evita provocarea mai gravă, accidente mai grave, atunci prefer soluția cea mai la îndemână, adică să tragi cât mai mult pe dreapta ca să eviți coliziunea în spatele tău și din sens opus. Deci oricare alt conducător auto s-a aflat în situația respectivă, instinctul de șofer îl făcea să tragă dreapta.